Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De data aceasta aș vrea să ne uităm în Biblie la rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acesta cu anumite persoane și aș vrea să privim acum la o altă persoană, respectiv la Iosua. Rugăciunea lui Iosua nu este una amplă, însă este expresia frământării sufletului unui conducător pe care l-a ales Dumnezeu să-i slujească pe oameni. Cartea Iosua este prima carte din Biblie care poartă numele scriitorului ei, ea fiind a șasea carte din Biblie, prima după Pentateuch, primele cinci cărți ale lui Moise. Cartea lui acoperă o perioadă de aproximativ 25-30 de ani în istoria lui Israel, în perioada 1400-1370 înainte de Hristos, prezentând activitatea lui Iosua de la vârsta de 80 la vârsta de 110 ani. Cartea are mai multe părți, are trei părți mari. Între capitolele 1 și 12 este prezentată intrarea în țara promisă de Dumnezeu și cucerirea țării. În capitolele de la 13 la 22 sunt prezentate instrucțiunile pe care Dumnezeu le oferă lui Iosua pentru repartizarea secțiunilor din țara promisă între cele 12 triburi, 12 seminții. Cel de-al treilea capitol sau cea de-a treia parte care surprinde capitolele 23 la 24, prezintă cuvântarea de rămas bun a lui Iosua. Motoul cărții este: mergeți și cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Primul lucru pe care aș vrea să îl prezint este ce spune Biblia despre Iosua, cum îl prezintă Biblia pe Iosua. Iosua înseamnă robul lui Dumnezeu sau mai înseamnă și cel ce împlinește lucrările Domnului. Iosua s-a născut în Egipt și foarte probabil că a lucrat în armata egipteană, pentru că se dovedește avea multă experiență militară la Marea Bătălie de Refidim împotriva amaleciților, eveniment prezentat în Exod, în capitolul 17. Dumnezeu a poruncit lui Moise să investească în Iosua și să-l ucenicizeze. I-a spus: ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, care e un bărbat în care este prezent Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el, să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor, să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte, să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim și înaintea Domnului, și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după poruncile lui Eleazar și după poruncile lui Dumnezeu. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis: Domnul Moise, oprește-i. În sfârșit, ceea ce am vrut să surprind în aceste pasaje biblice este să surprind faptul că Iosua a fost mentorat, ucenicizat de Moise. A fost ucenicul lui Moise în timpul evenimentelor petrecute la muntele Sinai, o perioadă de un an și jumătate. După moartea lui Moise, Iosua devine noul conducător al israelienilor, care cucerește Canaanul și împarte țara între cele 12 triburi. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise Domnul lui Moise. Iosua, capitolul 11. De asemenea, Iosua a reprezentat tribul Efraim atunci când a fost unul dintre cele 12 iscoade care urmau să cerceteze Canaanul, în Numeri, în capitolul 13. Și alături de Caleb, un alt bărbat de calitate, au fost singuri dintre cei 12 care s-au încrezut în Dumnezeu și au încurajat poporul să cucerească țara, respectiv țara promisă. Țara promisă ocupă un loc special în planul lui Dumnezeu cu lumea. Profetul Daniel o numește țara cea minunată în Daniel, în capitolul 9. Ezechiel profețește din partea lui Dumnezeu următorul mesaj: Canaanul este o țară pe care o căutasem pentru ei, o țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Profetul Ezechiel ne spune că Ierusalimul e locul central, în jurul căruia se va desfășura marea drama a istoriei. Poporul acesta, strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Cuvântul acesta din evreiește, mijlocul pământului, înseamnă buricul pământului, exact așa se traduce. Fiii lui Core spun în Psalmul 87 lucruri care trec dincolo de orice experiență umană. Spre exemplu, Sionul are temelii așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu. Psalmul 87. În sfârșit,
Ei explică în introducerea acestui psalm poziția privilegiată a muntelui Moria, care este același lucru cu muntele Sionului și care este același lucru cu muntele Templului, cel mai contestat loc de pe pământ, dorit în egală măsură de evrei, creștini și musulmani. Privind întreaga scenă, ieșirea din Egipt, călătoria prin pustie și intrarea în Canaan, amintim faptul că Egiptul reprezintă locul morții și al robiei din care au fost scoși israelienii. Sângele mielului jertfit de Paște e simbolul sângelui Mântuitorului, prin care omenirea a fost scoasă de sub păcat. Pustia în care ei au rătăcit aproximativ 40 de ani reprezintă lupta, piedicile și necredința oamenilor în drumul spre cer. Canaanul reprezintă intrarea în moștenirea binecuvântărilor promise de Dumnezeu. Cuvântul moștenire îl regăsim de aproximativ 80 de ori în cartea Iosua. După ce au pătruns în mijlocul țării, capitolele între 6 și 8, Iosua și poporul au dus două campanii de cucerire, prima în sud, între Marea Moartă și Marea Mediterană, capitolul 10, și a doua în nord, între Marea Galilei și Marea Mediterană. Aceste două mări, Marea Moartă și Marea Mediterană, Marea Galilei fiind în sud și în nord. După cucerire a urmat împărțirea țării după porunca lui Dumnezeu, capitolele 12 și 24, astfel că fiecare seminție, cu excepția celei a lui Levi, și-a primit partea ei de moștenire în țara promisă. Iosua s-a dovedit a fi un lider adevărat. A așteptat până ce fiecare seminție și-a luat partea, apoi a primit și el o cetate, așa cum spune cuvântul Domnului în capitolul 19. Și acum, apropiindu-ne de încheiere, în a doua parte a mesajului meu, aș vrea să vorbesc în mod concret despre rugăciunea lui Iosua, în urma acestei introduceri puțin mai ample, în care am vorbit puțin despre el, despre cartea lui. Capitolul 6 prezintă cucerirea supranaturală a Erihonului, Erihonul fiind o localitate, cea mai veche localitate din istoria umanității care încă este locuită. Este la aproximativ 7-10 km de Ierusalim. Ajutorul lui Dumnezeu este activat de ascultarea izraelienilor, care respectă porunca înconjurând cetatea de 7 zile, în 7 zile, primele 6 zile, o dată pe zi, iar în ultima zi de 7 ori. Capitolul 7 prezintă înfrângerea evreilor, 36.000 de soldați sunt uciși de amoriți. Marea victorie de la Erihon s-a transformat în marea înfrângere de la Ai, cetatea de lângă Erihon, iar diferența a făcut-o neascultarea oamenilor. Rugăciunea lui Iosua ne ajută să înțelegem viziunea lui și relația lui cu Dumnezeu. Spre exemplu, durerea lui Iosua e primul element prezentat în rugăciunea lui. Iosua și-a sfâșiat hainele, s-a aruncat cu fața la pământ și până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. În momentele de criză, oamenii se comportă irațional. Iată dar că omul acesta simte durerea lui Dumnezeu. Inima lui este acordată cu inima lui Dumnezeu. Stimați prieteni, în general românii se numesc oameni credincioși, dar cât de credincioși sunt ei că n-au nicio legătură cu focul lui Dumnezeu, cu durerea lui Dumnezeu, cu perspectiva lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu? Oamenii aceștia au planurile lor care de cele mai multe ori se intersectează pur și simplu în plan perpendicular pe planul lui Dumnezeu. Un al doilea element pe care îl surprindem în rugăciunea lui Iosua nu e doar durerea lui, ci este suspiciunea lui. Iosua a zis: „Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut tu poporul acesta Iordanul ca să ne dai mâinile amoriților și să ne prăpădești? 36.000 de oameni dintre noi să fie omorâți.” Iosua are o problemă să înțeleagă raționamentul lui Dumnezeu. Rugăciunea lui, trebuie să recunoaștem, că este asemănătoare cu a mentorului său Moise și Moise s-a rugat în același fel. Apoi, în al treilea rând, recunoaștem preocuparea lui Iosua. El a spus: „Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, Doamne, vor afla și ne vor înconjura, ne vor șterge numele de pe pământ.” Ce anume vor afla? Vor afla că tu nu ne mai protejezi, tu nu mai te lupți pentru noi. Și el recunoaște inferioritatea lui. „Și ce vei face tu, Doamne, numelui tău cel mare, numelui tău celui mare? Înfrângerea este a ta, Doamne”, îi spune Iosua lui Dumnezeu. „Numele tău nu poate fi umilit ca al nostru. Noi suntem oameni, dar tu ești Dumnezeu.” Răspunsul lui Dumnezeu este devastator. Uitați ce îi spune Dumnezeu. Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te. Pentru ce stai culcat?” Problema nu se rezolvă prin rugăciune, ci prin sfințire, pentru că problema e la voi. Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care le-l-am dat. Au luat lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit, le-au ascuns printre lucrurile lor și pentru aceasta au murit 36.000 de soldați. Iată dar că Dumnezeu îi spune adevărul lui Moise: „Nu v-am protejat pentru că ați păcătuit.” Și atunci când păcătuiți,
vă las expuși. Care este soluția lui Dumnezeu? Scoală-te și sfințește poporul. Stimați prieteni, această expresie este absolut universală. Întotdeauna soluția în raport cu Dumnezeu este aceasta. Scoală-te, îndrăznește, primește a doua șansă. Scoală-te, ia-o de la început și sfințește-te. Degeaba te scol dacă nu te sfințești. Sfințiți-vă pentru mâine, zice Domnul. Și Dumnezeu le oferă a doua șansă, cerându-le să se ridice, să o ia de la început. Mărturia vinovatului. Ce spune cel care a păcătuit și prin el s-a făcut vinovat toată națiunea? Am văzut o pradă, o manta frumoasă de șinear. Observați, lucrurile frumoase ne atrag atenția. De multe ori ele sunt periculoase, doar pentru faptul că sunt frumoase. 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Priviți ce efect, ce influență are lucrurile frumoase asupra noastră? Le poftim. Câți dintre noi poftesc lucruri urâte? Niciunul dintre noi nu poftește lucruri urâte. Dar ce poftim? Lucrurile frumoase. Și în urma poftei ce se întâmplă? Intrăm în posesia lor. Și ultimul lucru pe care îl întâlnim în rugăciunea lui Iosua este resemnarea lui. Iosua avea proaspăt în minte eșecul lui Moise în intenția de a-i educa pe izraelieni. Din nefericire, experiența lui Moise se repetă cu Iosua. Strânge adunarea și ca un reprezentant al lui Dumnezeu îi ia apărarea lui Dumnezeu și spune: alegeți între Dumnezeu și lume. Observați care este recomandarea lui Iosua. Strânge națiunea și se adresează spunându-le: alegeți între Dumnezeu și lume. Stimați prieteni, singurul lucru pe care Dumnezeu îl are de spus este următorul: alegeți între Dumnezeu și lume. Nu mai imaginați-vă ce spune o soție sau un soț care este trădat de partener. Spune: alege între mine și persoana cu care ai cochetat. Ce spune un părinte către copilul lui care este dependent de alcool, de droguri sau de altceva? Alege între familie și... Dumnezeu spune la fel. Nu putem să fim prieteni cu el și cu lumea. Nu putem să fim prietenii lui Dumnezeu în timp ce stăm cu spatele la el. Iosua pune degetul pe rană și spune: alegeți între Dumnezeu și lume. El se detașează resemnat de popor și alege să-l numească credincios... Alege să-i rămână credincios lui Dumnezeu împreună cu familia lui. Celebra expresie din capitolul 24, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. El încearcă să-i ajute pe oameni să-L slujească pe Dumnezeu. Însă oamenii se împotrivesc și, conduși de plăcerile lor păcătoase, refuză. Și atunci el spune: eu nu o să refuz împreună cu voi. Eu nu o să rămân în urmă împreună cu voi. Eu nu o să mă îndepărtez de Dumnezeu împreună cu voi. Să faceți ce vreți, cât despre mine, eu și casa mea îl vom sluji pe Domnul. Uneori noi spunem: păi am făcut lucrul acesta pentru că vecinii, pentru că familia, pentru că mama, pentru că tata, pentru că șeful. Ascultați-mă, cine vrea să-L slujească pe Dumnezeu nu va fi oprit de nimeni, dar de absolut nimeni. Singura persoană care ne poate opri pe noi să-L slujim pe Dumnezeu suntem noi înșine. Și în final, restaurarea poporului este angajamentul acesta al poporului: noi vom sluji Domnului căci El este Dumnezeul nostru. Însă Iosua îi avertizează: voi nu veți putea să slujiți pe Dumnezeu, pentru că El e sfânt și este gelos. Și de aceea Iosua le poruncește: întoarce-te de la păcat și crede în Dumnezeu. Pocăința este întoarcerea de la păcat, credința este întoarcerea spre Dumnezeu. Iosua spune: scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul. Această poruncă este valabilă și pentru noi. Scoateți dumnezeii străini. Orice poate fi un Dumnezeu străin în inima noastră. Sportul, banii, lucrurile pe care le iubim, hobby-urile noastre, toate care iau locul lui Dumnezeu și care provoacă concurență lui Dumnezeu în inima noastră. În concluzie, Iosua i-a adus în țară, din Egipt unde erau robi, în Canaan, unde au devenit proprietari. Le-a împărțit țara și i-a binecuvântat, darul lui Dumnezeu. I-a condus din victorie în victorie și au văzut cu ochii lor și pedeapsa lui Dumnezeu, exemplul lui Acan, și răsplata slujirii, exemplul lui Rahav. După 30 de ani de slujire în fața unui stil de viață nesupus și neascultător Domnului, Iosua se detașează de ei și își renoiește angajamentul la nivel personal și familial față de Dumnezeu Creatorul lui. În timpul vieții lui Iosua, poporul a slujit Domnului sub puternica influența omului lui Dumnezeu. Și în capitolul 24, versetul 31 spune: Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui. Și după aceea nu au mai slujit Domnului. Observați că națiunea aceasta
atâta timp cât a avut un lider bun, a avut o influență bună, a avut o viață bună. Când a murit omul acesta, liderul acesta special, n-a mai avut cine să influențeze pozitiv și ei s-au lăsat pradă pornirilor lor păcătoase și au intrat din nou în conflict cu Dumnezeu. Stimați prieteni, este important să ne înconjurăm de oameni a căror influență ne apropie de Dumnezeu, ne ține într-o stare de integritate. Este bine să ne facem prieteni care ne inspiră, care sunt niște exemple lăudabile pentru noi și să nu ne facem prieteni care pun în viața noastră gunoiul lor, care ne deschid mintea înspre rău și care accentuează și așa problemele pe care noi le avem cu ispitele zilnice. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și privind la exemplul acestui bărbat care a fost un om dedicat lui Dumnezeu și a jertfit viața pentru ca să conducă națiunea și a manifestat influența față de oamenii care au fost în jurul lui, iar la sfârșit, văzând că nu-i poate ajuta, nu s-a lăsat împreună cu ei, rămas în urmă, depărtându-se de Dumnezeu, ci dimpotrivă a spus: oameni buni, dacă voi vreți să renunțați și să nu mai serviți pe Domnul, cât despre mine și casa mea, noi vom sluji Domnului. Dragul meu prieten, indiferent ce fac oamenii din familia dumitale restrânsă sau extinsă, indiferent ce fac colegii de lucru, prietenii, vecinii, indiferent ce fac, nu uita că nu-i poți controla, nici măcar pe soție, pe soț și pe copii. Îi poți influența, dar nu-i poți controla. Singura persoană pe care o poți controla ești dumneata. Controlează-te ca să-L servești pe Dumnezeu, să-L urmezi pe Dumnezeu. Și indiferent ce fac alții, în timp ce se îndepărtează de Dumnezeu și de adevăr, spune ca și Iosua: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Mi-ar place ca angajamentul acesta să împodobească inima noastră și să devină scopul vieții noastre pentru de astăzi înainte. Haideți să ne rugăm să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi și în inima noastră să vorbim cu Dumnezeu care este Creatorul nostru. Tată Ceresc, ne oprim înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvintele care ni le-ai spus, mulțumim pentru cartea pe care ne-ai trimis-o. Au trecut generațiile, dar cartea aceasta a rămas în picioare, pentru că ea reprezintă voia Ta pentru noi, iar Tu, necunoscutule Dumnezeu, ai devenit cunoscut. Tu, nevăzutule Dumnezeu, ai devenit vizibil. Mulțumim că ne-ai spus cine ești Tu, cum ești Tu, ce vrei Tu. Doamne, îți mulțumim pentru voia Ta, care este sfântă, plăcută și desăvârșită. Să ne ierți, Doamne, pentru că suntem oameni muritori și greșitori, să ne miluiești cu îndurarea Ta și să ne primești înaintea Ta prin Hristos, care a murit în locul nostru. Iartă-ne de greșelile, de păcatele noastre și ascultă-ne și nouă rugăciunea așa cum i-ai ascultat-o lui Iosua. Fă-ne și pe noi, Doamne, o influență pozitivă asupra celor care sunt oameni din viața noastră, asupra copiilor, asupra tovarășului de viață și asupra rudelor și prietenilor noștri. Fă-ne, Doamne, un canal prin care binecuvântarea Ta să curgă spre ei. Iar atunci când ne vom ruga, ascultă-ne și pe noi. Știm că nu ne ești dator cu nimic și nu Te putem obliga în niciun fel, dar în bunătatea Ta, în dragostea Ta și în mila Ta, ai milă de noi. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea, mulțumim că ne primești, suntem siguri de dragostea Ta și lucrul acesta ne conferă multă pace și liniște. Fie binecuvântat numele Tău și azi și în veci. Amin. Dragi prieteni, apreciez bunăvoința și disponibilitatea, vă binecuvintez la despărțire, să aveți parte de zile frumoase pe data viitoare.